pentru un sat de nuci, irigarea, este nevoită anuală sau după timp? Cu irigarea nucului sunt multe păreri și dacă vorbim noi de livada tradițională, cu schema de plantare undeva 12 ori încă mai mare, noi irigarea e nu aduce beneficiu, aduce probleme. Noi știm că copacul, ca și omul, trage la spre bine. În limba agronomilor se numește hidrotropism. Planta îndreaptă rădăcinile înspre zona cu umiditatea confortabilă. Mai ales în zona cum suntem noi în Moldova, unde la noi secete, și dacă este o zonă irigată și umizită bine, rădăcina îndreaptă, dezvoltă sistemul radicular în partea umizării. Noi, cu sistemele care avem noi în ziua de azi, noi putem, dacă de pildă livadă și udată cu aspirare, prin aspirare, prin stropire, atunci se umizește întreaga suprafață, liveții. Parcă e bine, dar strochitura și ei ajunge la frunză și provoacă boli. Înseamnă, asta nu chiar bine. În Uzbekistan, în Tajikistan, ei udă nuși prin canale. Apa vine la... și nu ajunge la frunză. Probleme cu boli nu sunt. Irigarea prin picurare, care acum este propagată, e, nu ne hotărăște întrebarea de ce cauză. Se umizește undeva, pe lângă picurătoare, undeva o zonă de un metru de lățime. Și rădăcinile pomului sunt îndreptate în zona aceea. Și în altă parte, el nu dezvoltă rădăcina. El de acum nu stăruie să pătrunde la 18 metri. El nu stăruie să dezvoltă sistemul radicular puternic, că se poate trăi cu minimum de vlagă care este în Moldova. El de mă așteaptă să dai mata lui ceva, știi, de-a gata. Și dacă mata la un caz ceva, s-a defectat sistemul și a fost un an critic, ori n-ai avut bani, ori ceva s-a întâmplat. Și dacă n-ai udat, roada în primejdie. Așa cum se întâmplă în livezele de măr intensive. Am avut eu așa livadă. Și dacă trebuie de irigat sistematic, și dacă ai întârziat cu irigarea, merile încep a curge jos, așa că parcă ploaie, scutură jos, curg jos. Și dacă n-ai udat la timp, nici calitatea merilor nu-i, dar nici ei aproape tot scad jos. Așa se întâmplă și cu nuci. Mai sănătos de plantat cu poni mai răruți și aceea și de Dumnezeu nou în zona unghienilor undeva sub 500 mm de puneri în cursul anului, ne dau posibilitatea cu agrotehnica normală, cu soiuri bune, creștem 2 toane jumătate, 3 toane de nuci, garantat. Și asta e foarte bine. Asta e destul de. Fiindcă irigarea e, așa cum zice, cum pentru un narcoman narcotic. Ei dat și trebuie să dai și dai. Și mai este o vorbă rusească. Sâtă-i cot, mâșii ne lovit. Dacă de o pildă hrănești pe mâneța bine și permanent mâncare este în ceșculiță, ea nu-ți duce șadă la vizuină să prinde cu zgana acolo și oare. Ea are mâncare. Ea nu are probleme. Așa și plantă. Ea dacă are de toate, ea nu dezvoltă sistemul radicular și e alintat. Și când dă în niște ani cu criză, așa e probleme. De asta e irigarea în caz de față. La nuca, mai bine nu. Dacă de o pildă noi vorbim că da, patlajele, popșoie răsărită, noi irigăm. Foarte bine irigăm. Trebuie. Fiindcă noi am pus, o dezvoltat iar de sistemul radicular patlajică și ori nu, au trecut 4-5 luni de zile, noi am cules roada și am răsturnat. De aici merge vorba că sistemul radicular, el se deformează înspre capelnița aceea, el se deformează pe 100 de ani înainte. Și el așa e probleme cu nosul. Aia este răspunsul.